Prieteni, vă salut! Astăzi suntem 29 iulie. Astăzi finisăm să scoatem caturile de la stupii de 6 rami. Anul ăsta, practic, toți stupii pe 6 rami sunt roiuri sau sunt familii pentru mini plus. Rândul acesta e roi făcut pe data de 1 iunie, făcute pe boci, făcute câte doi roi făcuți într-un stup, două rame de puieți și una cu mâncare. Cam așa se prezintă caturile cu miere. Dă-i gura așa mai aproape. Poftim. Filmează și așa înăuntru să vadă. E o miere... Aici o să fie o miere așa mai deosebită. Nu e floare soarele curată. Așa arătăm pe aici să avem. Aici, de exemplu, cei ce au rămas în spate. Da? Acești roi cred că o să rămâi așa pe un corp. Cei care au făcut mai devreme, posibil că mâine o să aducem câte un corp înapoi. O să le punem sub familie. Și de să scoatem de aici vreo câțiva. Să vedem ce avem. Dă-i gura și mai aproape. Cât e ora? Trăsim ora. Aproape 9 seara. Opa! Poftim! Corpul practic plin. De să scoatem ramă două. Poftim! Filmează ce se vadă. Așa. Așa sunt roi făcut pe data din 1 iunie. Tratamentul oxalic cu glicerină încă va rămânea. Acești roi o să primească anul ăsta puțină hrană din cauza că au foarte multe miere în corpurile de jos. Poftim aici, sigur așa arată. Ramele sunt pline. Aici dacă e plin înseamnă că de sub am pus altul gol. La fel e splinea astea, astea goale care se adăugă. După ce s-au făcut acești roi, au primit, dacă nu mă greșesc, 3 hrănitoare de sirop. Și în momentul când a început să înflorească floarea soarelui, atunci am unificat. Igoraș de aici se vadă roii făcuți pe data de 01-06 pe boci și linia Pierner 74. Acei colegi care au măci de felul dat, puteți să ne scrieți în comentariu cum s-au comportat la dumneavoastră. Poftim iar. Igoraș arată aici. Tot se vede, tot e căpășit. Dacă e căpășit, înseamnă că de sub s-a băgat altul gol. O făcut și acolo treabă. Căldurile o să li tătă treaba. Dacă nu veneau căldurile astea așa de tare, cred că anul ăsta la floarea soarelui se făcea miere bună. Cu altă ocazie o să arătăm cum se prezintă familia la momentul de față jos. E destul de bine din cauza că s-au lăsat până acum cu caturile sus. Pot să vă spun că o săptămână în urmă nu era această miere atâta mult ridicată în magazii. Din cauza asta ne-am luat decizia că să mai întindem cu extrasul la roi, să dăm voie să mai scoată ce o să scoate, pentru că noi jos nu umblăm. Aceste 6 rame cum sunt, cu miere așa rămâne pentru iarnă. Iguraș, pot să filmez așa și în spate ce au rămas. Practic tot ce au rămas pe o magazie.
Acolo în spate avem pe un corp. Acolo în spate avem familie Piramă Dadan, care așa o să ierneze cât e pe două corpuri. Aici avem familie Piramă de Mini Plus. Poftim, Igor, așa arată. S-au pus magazile cu faguri înainte de floarea soarelui. Tătul e căpășit. Astea deja sunt familii care sunt pregătite pentru anul viitor. Aici au rămas matca sus. În această casă s-au trecut diafragma, gratia. Poftim. Cum arată familii care la anul o să fie folosite pentru popularea nucleilor. Poftim și aici. Poftim. Sus tot e plin cu mieri. Deschidem aici, Igor. Poftim. Ei bine, arată numai cu cușii de malghină. Ai, ai, ai. Asta e, prieteni, situația care o avem la moment. Trebuie repede să suflăm, că deja fac purtișag. Eu vă doresc pace, sănătate. Aveți grijă de voi și de albine.